În preajma sărbătorilor de iarnă, restaurantul Mehedințiul meu organizează o campanie umanitară Dar din dar se face rai. Aceasta este dedicată persoanelor vulnerabile sau celor cu posibilități materiale reduse. Așadar, zilnic restaurantul donează mâncare persoanelor aflate în nevoie. Restaurantul Mehedințiul meu nu este doar o afacere, este o stare de spirit, un proiect menit să vină în sprijinul oamenilor și totodată să schimbe mentalități. Dar din dar se face rai este o campanie din suflet. Restaurantul Mehedințiul meu, din respect pentru dumneavoastră, clienții noștri și din dragoste pentru cetățenii orașului, care au o situație mai grea, donăm mâncarea care nu s-a vândut în ziua respectivă la meniul zilei. Persoanelor care poate nu au mai gustat o mâncare gătită, proaspătă și gustoasă. România ocupă un loc fruntaș între țările care au cea mai mare risipă de alimente și mâncare din lume, iar din păcate în industria Horeca o mare parte a operatorilor economici preferă să folosească o mâncare mai multe zile sau să o arunce. Bineînțeles, nu este cazul restaurantului Mehedințiul meu din Drobeta, Turnu Severin. Aceștia dorind să vină în sprijinul persoanelor aflate în nevoie sau gândit să doneze mâncare unor persoane care poate nu au mâncat o porție proaspătă și caldă de luni de zile. Ce părere aveți dumneavoastră despre această inițiativă ce a venit din partea restaurantului Mehedințiul meu? Foarte bună și cred că ar trebui să ia și alții exemplu, fiindcă e foarte multă lume necăjită și decât să aruncați mâncarea, cred că Dumnezeu pe partea altă o să vă răsplătească, fiindcă Dumnezeu nu are o religie, Dumnezeu e pentru toată lumea care crede în El. Deci este o inițiativă bună pe care o îmbrățișați. Extraordinar, da. Mai ales noi cei cu handicap, venituri foarte mici. Ce ați primit astăzi aici? Pachetele cu mâncare? Cu mâncare și pentru familie, pentru mine, pentru familie, pentru copii. Câți copii aveți dumneavoastră? Aici 2 și mai am unul 3. Câți anișori au copiii? Fetița are 11 ani jumate, băiatul 9 jumate și al mare 18, aproape 19, 18 și 10 luni. Vizibil emoționate de gestul patronului restaurantului, persoanele ce au beneficiat de mâncarea proaspătă și caldă au dorit să-i felicite gestul de omenie și totodată speră ca acest gest să fie unul molipsitor, iar cu această ocazie tot mai multe restaurante să fie inspirate de această acțiune. Bine, mamă, bine, bine, vă mulțumim! Ar fi bine dacă tot mai multe restaurante ar lua această inițiativă. Da! Vă mulțumim, vă mulțumim din toată sufletul. Managerul restaurantului își dorește pe această cale să-i venim în ajutor, semnalând tot mai multe cazuri de familii cu copii, bătrâni care nu se pot deplasa sau persoane ale străzii care merită să fie ajutate. Expresia dar din dar se face rai a căpătat de-a lungul anilor o semnificație spirituală. Înseamnă că vei primi bine dacă vei oferi binele sau vei avea parte de bucurie atunci când bucuri pe cineva. Această acțiune caritabilă, Dar din dar se face rai, ne îndeamnă să fim mai buni, mai solidari, acesta fiind primul pas pentru o societate mai frumoasă.